Tu cine este Isus? Știi de unde veni El? Știi tu al cui fiu este El? Știi că Tatăl e Dumnezeu, iubește, Doamne, iubește, căci pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață. Cine ți-a dat har și ție ca să fii al lui răscumpărat? Iubește-l, o, iubește-l, că pe și-ți va da viață în dar, iubește-l să fii mântuit. Știi că îngerii din ceruri sunt uimiți de sa. Vezi cum curge la toți harul din crucea de pe Golgota. Iubește, pentru tine El mult s-a jertfit. Cere-i și-ți va da viață în dar, iubește-l să fii mântuit. O dragoste cu care El ne-a cucerit și îi suntem mulțumitori că a trecut odată și prin dreptul nostru. S-a plecat și în dreptul meu și m-a cules și astăzi sunt copilul Său. O să mă întorc un pic cu spate, cu fața către public. De fapt, aici nu-i concert, suntem un loc unde lăudăm pe Dumnezeu din toată inima. Și mă bucur să vă salut, sunt din Arad, de la Biserica Baptistă Golgota. Vă aduc salutul bisericii noastre și mă bucur să fiu pentru, chiar nu mai știu câtă oară, dar am fost de multe ori la dumneavoastră, sub diferite formule și cu grupuri și singur. Însă, ceea ce este mai frumos este că, chiar dacă nu ne cunoaștem, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este Cel care ne strânge, Cel care ne cheamă și astăzi, răspunzând chemării Lui, vrem să ascultăm ce are pentru noi
Și Dumnezeu să ne aibă în vedere pe toți în seara aceasta. Aș vrea să vă aduc cântări, cântările pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și las ca bucuria mântuirii să își facă simțită, să se facă simțită și prin cântările mele și prin ceea ce voi spune în seara aceasta. Căutat rostul vieții, c-am ajuns rob acestei căutări, dar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de har și de mare. Să sfârșesc pierdut
în întuneric și în păcat. Fără harul tău, fără mila ta, aș fi pribeac peste pustiuri fără țintă, fugind de tine neîncetat, aș rătăci în vis, cu pașii goi și stinși, printre ruinele sufletului meu, fără spre calvar, știai că te voi răstigni cu negrul meu păcat, și totuși te-ai jertfit de dragul sufletului meu. Tu ești biruința mea, ești mântuirea de plină în viața mea. Fără harul tău, fără mila ta, aș fi pribeac peste pustiuri fără țintă, fugind de cetat, aș rătăci în vis, cu pașii goi și stinși, printre ruinele sufletului meu, fără harul tău, fără harul. Peste pustiuri fără țintă, fugind de tine necetat, aș rătăci în vis, cu pașii goi și și dacă
sunt om și nu vierme. O, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă am grai și nu muget, să spun ce iubesc și ce nu. Și dacă am harul să cuge, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Dacă m-ai scos din neghină, nu viața mi urâtă-ți plăcu. Nu eu am vrut iarăși lumină, o, Doamne, și Tu, numai Tu. Nu eu am vrut iarăși lumină, o, Doamne, ci Tu, numai Tu. Cel ce din Duh mă născut, voi spune de-a pururia, Tată, te laud că așa ai vrut Tu. Voi spune consider că lui Dumnezeu îi se cuvine toată lauda noastră, indiferent de circumstanțele în care ne aflăm. Au fost momente în viața mea în care am trecut prin circumstanțe în care nu eram liber să-L lau pe Dumnezeu din toată inima, pentru că contextul în care mă aflam atunci îmi era total nefavorabil. Și îl învinuisem pe Dumnezeu pentru ceea ce mi se întâmplă. Și nu o făceam asta din necunoștință de cauză și pentru că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Se întâmplă, poate din cauza unei credințe slabe, se poate întâmpla din cauza unei vieți devoționale cu Dumnezeu deficitare, dar de aia ne numim creștini. Așa cum spunea și fratele Vali, am anumite limite și limitele astea sunt datorate unei dizabilități fizice cu care mă lupt de aproape 18 ani. De fapt, dacă dau timpul mult mai înapoi,
probleme cu aveam probleme cu ochii încă de mult. De mic, din cauza culpei medicale, din cauza malpraxisului, și asta m-a făcut într-un fel să mă revolt în mintea mea foarte tare, pentru că știam că m-am născut un copil normal și totuși, din cauza unei practici medicale greșite, am ajuns să am probleme cu ochii. În adolescență mă chinuia gândul că voi orbi, pentru că dioptriile mele creșteau. Și știam că va veni o vreme când voi orbi, nu mă gândeam că o să orbesc la 19 ani și credeam că lucrul ăsta se va întâmpla mult mai târziu. Așa că mi-am spus în mintea mea și îmi luasem ca țel pentru perioada aceea să-mi fac tot ce se poate studii cât mai repede, să pot să văd cât mai multe lucruri până mai pot vedea și să-mi asigur cât se poate, dacă se poate, un viitor. Ceea ce mă gândeam cu frică că poate oricâte studii aș face, în cazul în care mă voi vedea în imposibilitatea de a mai vedea, voi fi poate total limitat și poate tot ceea ce fac eu nu va mai conta. Dar s-a întâmplat mai repede decât am preconizat eu și la 19 ani am ajuns să fiu orb. Într-o operație pe care am făcut-o ca să salvez sau să opresc evoluția asta care era destul de galopantă. Așa că deja sunt 18 ani aproape și mă gândesc la tot ce a fost atunci și la ceea ce a fost de atunci până acum. Am avut foarte multe vise, ca orice tânăr, și erau niște vise justificate, niște vise legitime, să zic așa, pentru un tânăr, care vrea să aibă un statut în societate, să aibă o poziție bună și credeam că nu voi mai putea să fac nimic pentru viața mea. Am văzut legat de mâini și am spus da, de aici încolo totul s-a terminat pentru mine. Și tot ceea ce reprezenta vis pentru mine era de nerealizat. Aveam aproape 20 de ani și mă gândeam că mai am de trăit pe pământul ăsta încă câțiva zeci de ani. Și mă gândeam ce o să fac. Voi fi o povară pentru societate, voi fi o povară și pentru familie, poate, și pentru comunitatea în care eram, în care trăiam. Dar totuși am spus, Doamne, nu știu ce ai de gând cu mine. Avantajul meu pe care l-am avut atunci și pe care l-am și astăzi a fost nu faptul că l-am cunoscut sau că credeam că există Dumnezeu. Pentru că una e să crezi și alta e să ai o relație cu El. Și pentru că aveam o relație cu El personală, rugându-mă, vorbind cu El, încercând să-L cunosc pe El, prin experiențele de zi cu zi, dar mai mult prin Sfânta Scriptură, a fost un avantaj imens pentru mine, pentru că am avut către cine să strig. Mă gândeam că dacă aș fi fost un om necredincios, nu știu ce s-ar fi ales de viața mea atunci. Poate mi-aș fi luat zilele sau poate m-aș fi închis într-o bulă a mea și aș fi rămas acolo deplângându-mi soarta. Dar pentru că știam că sunt credinciosul lui Dumnezeu puternic, chiar dacă poate situația mea era într-o totală contradicție cu acest Dumnezeu pe care îl cunoșteam, mi-am dat seama că înainte de puterea Lui și înainte de faptul că El poate să mă vindece sau nu, știam că există o voie suverană a lui Dumnezeu. Nu-mi convenea lucrul ăsta, nu știam dacă voi mai putea să-mi obțin vreodată înapoi vederea, dar credeam că Dumnezeu, în providența Lui, în atot cunoașterea Lui, El știe mai bine lucrurile decât noi. Așa că am avut către cine să strig. Și am strigat disperat. Și am spus, Doamne, nu știu dacă mă vei vindeca,
Dar pentru că sunt copilul tău, te rog, nu mă lăsa să ajung să cerșesc pâinea, nu mă lăsa să mă târăsc prin viața asta și ajută-mă să-mi înving limitele, să-mi depășesc condiția. Am spus, Doamne, eu nu pot să fac asta prin puterea mea. Sunt om, sunt limitat, plus că sunt total demoralizat. Așa că am nevoie de ceva divin care să mă împingă de la spate, să mă ridice și să mă întărească. Asta a fost marele meu avantaj. Dumnezeu a făcut posibil tot ceea ce credeam că în viața mea va fi imposibil. Am reușit, chiar așa în situația asta, să-mi completez studiile, să lucrez, să-mi întemeiez o familie, să pot să îmi obțin un grad mai mare de autonomie, pentru că o limită dată de lipsa vederii te face să fii dependent de cei din jurul tău. Și am vrut să fiu cât mai puțin dependent de cei din jurul meu și să-mi dezvolt abilitățile. Într-o Românie în care nu sunt programe de recuperare pentru oamenii care dobândesc handicapuri. Și am spus că nu există niciun program, așa că va trebui să iau pe cont propriu și să, cu ajutorul familiei și a prietenilor mei, va trebui să mă recuperez și să-mi formez deprinderi de viață specifice dizabilității mele. Așa că Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu m-a ajutat să-mi depășesc condiția, m-a ajutat să pot să realizez toate visele astea și astăzi mă bucur de toate, de familie, mă bucur de faptul că pot să îl slujesc pe Dumnezeu, să îl laud și au fost și oameni care li se părea o pură nebunie că totuși am ales să îl laud pe Dumnezeu, chiar în situația aceasta în care aș putea să mă consider total neîndreptățit. Și m-am considerat foarte mult neîndreptățit, dar am ajuns la concluzia, așa o să vă spun și dumneavoastră, că trebuie să înțelegem că pământul ăsta ne oferă tot felul de situații și peisaje. O să vedeți oameni orbi, o să vedeți copii abandonați, o să vedeți oameni care huzuresc, care se scaldă în lux și în desfrâu și o să vedeți tot felul de lucruri. Astea fac parte din peisajul pământului. Omul a vrut să cunoască binele și răul și îl cunoaște pe deplin. Așa că de aceea eu sunt cum sunt, pentru că trăiesc pe pământ. Nu sunt eu, nu eram eu, puteți fi dumneavoastră, oricare dintre dumneavoastră. Peisajul ăsta oricum se completa cu cineva. Dacă vrem să admitem că Dumnezeu dă binecuvântare sau dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, și năcazul vine și peste cei buni și peste cei răi, dar garanția pe care am avut-o prin Domnul nostru Iisus Hristos a fost că El chiar ne-a spus, în lume veți avea necazuri, dar ceea ce îi diferă pe oamenii credincioși de cei necredincioși, că ei au biruința în necazuri asigurată chiar de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. El a biruit înaintea noastră, așa că dacă El a biruit, prin El vom putea și noi să biruim. Și mă gândesc la încă un aspect. Voia lui Dumnezeu este una bună, plăcută și desăvârșită. Păi cum să fie bună și desăvârșită? Da, e bună și desăvârșită, plăcută. Chiar și într-o situație de genul ăsta, chiar dacă este total neplăcut, total neagreabil, total neacceptabil să fie așa. Însă, dacă raportăm la veșnicie și dacă credem în viața de după moarte, e un lucru fantastic, pentru că nu e o nebunie, e chiar o realitate. Și în cer, dacă credem în cerul lui Dumnezeu care l-a promis și Domnul nostru Iisus Hristos a mers să ne pregătească un loc în cer, eu sunt convins că pe lângă veșnicie, unde voi fi sănătos pe deplin și voi avea un trup de slavă, anii ăștia care trăiesc încă așa, pălesc. Sunt doar o umbră. Și atunci stau și mă gândesc. Nu are rost să îndeplâng soarta, nu câștig nimic. Cel mai câștigat sunt dacă îl lau pe Dumnezeu, chiar așa, în această situație, pentru că știu că El mi-a pregătit ceva mai bun.
Dar nu pentru ce m-a pregătit, ci pentru ceea ce este El, îl laud. Și dacă a hotărât ca eu să fiu așa, totuși știe El de ce am fost eu și nu a fost altcineva. Ideea este că am învățat că nu trebuie să mă las legat și să nu mă înfig prea tare cu rădăcini în pământul ăsta. Că nu ne oferă mare lucru. Și oricât de bine am fi sănătoși, tot nu ne oferă mare lucru pământul ăsta. Și am învățat că trebuie să-mi leg inima de El și speranțele mele să mi le leg de cer. De părtășia veșnică cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Tatăl, cu Duhul Sfânt și cu sfinții care vor, sfinții din trecut, cei din prezent, unde vom cânta despre Sfinția Lui Dumnezeu și ne vom bucura de El. De aceea am această atitudine. Într-adevăr, nu vreau să mă poziționez a fi triumfalist. Nu. Nu sunt un om care m-a învins. Eu am un Dumnezeu care mă ajută. Sunt vulnerabil. Trec și eu de multe ori prin situații în care îmi pierd nădejdea. Și n-a fost doar acum 18 ani, am mai fost și recent situația acum câțiva ani în care în situații limită, cu toate că am văzut lucrurile Domnului în viața mea, mi-am pierdut nădejdea și parcă m-am văzut total sub de toate puterile. Cred totuși că Domnul este același, a fost și va fi același. Și dacă noi de multe ori fluctuăm și dacă noi avem neajunsuri și ne mai plângem sau trebuie să ne gândim că toate frământările astea, toate suferințele nu vor putea fi puse alături de slava viitoare. Și ne vor aștepta clipe minunate. Ideea e că am înțeles că aceeași luptă trebuie să o duc și eu. Nu sunt cu nimic mai privat decât alții de ispite, pentru că cel rău are câteva mii de ani în care a câștigat experiență și el caută să abată pe oricine de pe care lui Dumnezeu, indiferent că vede sau nu vede. Dar mă bucur de Sfânta Scriptură. Mă bucur că Sfânta Scriptură este accesibilă și orbilor astăzi, sub diferite forme. Așa că, la fel ca și dumneavoastră, încerc să mă hrănesc cu această hrană minunată care este Cuvântul lui Dumnezeu. Încerc să-mi reîmprospătez inima și am această datorie de a încerca să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Cred că ceea ce ne va ține aproape de Dumnezeu este devoțiunea noastră față de El. Este relația de rugăciune, viața de cunoaștere prin Scriptură. Așa că și eu n-am niciun motiv să stau pe loc. Mă bucur de tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și chiar dacă astăzi poate mă zbat, că nu mi-e ușor deloc, dar nici imposibil nu-mi este. Așa că mă bucur că Dumnezeu îmi dă putere, îmi dă resurse și, așa cum spune Biblia, că cel neprihănit și copiii lui n-a ajuns să cerșească pâinea, Dumnezeu m-a ajutat să nu îl fac de râs, pentru că consider că dacă aș face lucrul ăsta, aș face pe Dumnezeu de râs, sunt copilul lui Dumnezeu bogat, și din bogățiile Lui El îmi dă și mie și familiei mele. Și mă bucur de fiecare dată și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate. Aș vrea ca următorul cântec, cântarea aceasta, să o cânt, eu o cânt totdeauna cu mare drag, pentru că sunt fascinat de felul în care Dumnezeu s-a plecat către mine și de ceea ce mi-a pregătit acolo în gloria cerească, unde ochii mei o să-L vadă și o să-L văd pe Domnul Iisus. Acolo o să văd și pe fiul meu și pe soția mea și pe mulți, mulți dintre prietenii mei. Cei pe care îi știu dinainte să-mi pierd vederea au un mare avantaj. Sunt tot tineri în mintea mea, așa cum mi-am lăsat atunci. Dar e fantastic să poți să ai speranță, să poți să ai nădejdea aceasta că
Știi că ceea ce Dumnezeu a început în viața ta, în viața mea, va duce într-o zi bună zi la bun sfârșit. Fără lacrimi, fără
când cei vechi va fi al nou. Tot ce-i umbră va pieri, prin Iisus toți vom trăi. Iisus a biruit și mormântul a spre ce să-ngenunchez n-ai.